Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Salutare, prieteni, sunteți pe 102,2 și ascultați Napoca FM. Eu sunt Lucian Danciu și vă propun să discutăm, cum facem de fapt în fiecare zi de joi, despre frumosul nostru municipiul Cluj-Napoca, cu însăși primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit. La muncă! Sunt într-o invitație. Asta, la muncă. Asta facem. Asta facem, nu avem altă alternativă. La privat e mai ușor. La privat e mai ușor, că mai poți sfenta, măi. Deși toată lumea și voi, viața la stat, viața la stat. Viața la stat. La privat mai poți, domnul primar, mai poți mima maximă preocupare pentru muncă. Și dacă ai noroc să-ți iasă, așa. Sunt în norocul. Nu mi-a fost noroc în 2020, că n-am avut nici o zi de concediu în 2020. Repet, așa a fost anul de pregătit pentru mine, că nu s-au aranjat astrele. Acum, da? în schimb, nici pentru alții, chiar dacă au avut mai mult concediu decât și-au planificat și au rămas să stea acasă, nu, din nefericire n-a fost un noroc. Asta e cum zicea mama, e rău cu lucru, dar mai rău fără lucru. Exact. Situația pandemiei, domnul primar, rămânem în top, deși acum am înțeles că ne-am învățat să fim tot acolo sus, dar aici parcă aș vrea să fim mai la coadă. Bun, important e că direcția este descrescătoare. Încă procentul ridicat se datorează numărului mare de testări. Acum știți bine că se recunosc și testele acestea rapide. Dacă se le faci în instituții medicale, nici nu mai trebuie să mergi la PCR să aștept două zile după rezultat. Și atunci Clujul încă este, din punctul ăsta de vedere, un județ și un oraș cu număr foarte ridicat de teste. Și în condițiile acestea, suntem pe la 4,53 pe municipiu. Repet, am coborât de la 5,23, cât a fost prin 13-14 ianuarie, la 4,98, 4,82, 4,75, 4,53, astăzi, când vorbim. Dacă trendul ăsta descrescător merge, Doamne ajută să ajungem sub 3 la 1000 în februarie, ca să putem intra pe scenariu galben de deschiderea școlilor. Ce înseamnă asta galben? Că merg la școală copii din ciclul primar 1-4 și copii din clasele terminale 8-12, precum și grădinița și creșele merg oricum. Dar pentru asta trebuie, așa cum am spus, să fim extrem de atenți și de vigilenți, cum am fost și până acum, de am ținut situația sub control și n-a fost nevoie să trecem la carantinare. Deci, în mod normal, lucrurile ar trebui să evolueze înspre bine de aici înainte. Mai ales că am început și partea asta de vaccinare. Gândiți-vă că acum deja avem 17 centre de vaccinare pe municipiu, din care 8, la ora la care vorbim, sunt funcționale. Adică se poate vaccina lumea în ele. Deja medicii și personalul medical au făcut și etapa a doua de vaccinare în cadrul procedurilor. Acum e în plină derulare etapa asta, restul priorităților stabilite de lege, și mă aștept să fie un impact pozitiv al procesului ăsta de vaccinare. Deci, încet, dar sigur, lucrurile, spun eu, ar trebui să meargă spre mai bine. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Păi numai de ieri s-a schimbat legea ca să ne dea dreptul să ne punem în categoria de priorități personalul din administrația publică locală. Mă trebuie să apară hotărârea prin monitorul oficial și atunci, evident, mă voi vaccina când cadrul legal îmi permite să fac acolo. Noi, cu a instituție, am comunicat prefectului județului Cluj și comandamentului județului administrației de urgență dorința de vaccinare și când ne vor anunța, eu sunt prezent, răspund. Și că tot am vorbit de deschiderea școlilor, domnul primar. Citeam zilele acestea, aproape jumătate dintre profesori nu doresc să se vaccineze, iar cealaltă jumătate și un pic au probleme cu programarea la vaccinare. Ăia sigur nu vor reuși etapa a doua de vaccinare până în 8 februarie, dacă o fi să se deschide școlile. Nu mă aștept ca până în 8 februarie să se vaccineze toată lumea. Pentru că am înțeles că există și o problemă legată de aprovizionarea cu dozele de vaccin de la Uniunea Europeană. Acest vaccin este gratuit, este livrat de Uniunea Europeană în baza unui contract pe care Uniunea Europeană îl are cu toate țările din cadrul Uniunii,
și aceste doze vin centralizat, se repartizează centralizat și, repet, deși noi avem astăzi 17 centre, primăria în data de 15 a avut toate centrele pregătite, mai bine să spun 15, a fost vineri, luni, când a fost 18, a avut toate și are toate centrele pregătite și stă cu butonul să apese pentru a putea fi funcționale. Ele nu sunt funcționale pentru că nu sunt suficiente doze de vaccin. De vaccin. Cel puțin asta am înțeles eu de la comunicatorii naționali. Dacă se va intensifica ritmul aprovizionării, evident că și noi suntem pregătiți. Noi deja lucrăm la scenariu după 8. Cele 8 centre care funcționează fac față în acest moment? Da, e pe bază de planificare. Totul curge deocamdată în regulă. Am verificat și dimineața la prima oră situația de ieri, astăzi la până la 10 n-au fost sesizate probleme, deci curge conform planificărilor. A fost, am înțeles, luni o mică problemă până când platforma aia națională organizată de CTS s-a rezolvat, dar în mod normal nu sunt probleme. Ne lucrăm acum, pentru că partea grea pe noi este legată de asigurarea personalului în centrele pe care le are primăria, cele 11 din 17 sunt ale primării, alea mari. Ministra Clausara de Sport, noi avem 4 puncte de vaccinare, deși un singur centru. În schimb, la unele clinici mai mici, sunt doar câte un singur loc pe unde se poate vaccina. Și atunci, acum noi avem avantajul că vin vacanță medicii școlari și le mulțumesc pentru efortul pe care îl fac extraordinar de până acum. Ne ajută să putem asigura partea de asistente medicale, de medico-ordonatori, de registratori medicali. Dar după ce se deschide școala, va fi mai complicat un pic pentru că ei atunci au și atribuții legate de cabinetele școlare. Și acum căutăm soluții pentru a putea avea personal după 8 februarie. Și repet, nu este ușor pentru că e un număr destul de mare de personal care este angajat. Dar, repet, ne facem datorii, așa cum ne-a făcut treaba la zi și toate centrele au fost dotate, pregătite, amenajate, ca la case, unde... Bun. Legea nu-i tocmeală. Trecem la probleme de administrație. Și ca să închidem, dacă oamenii sunt în continuare responsabili, eu spun că direcția e bună în care mergem, dar să nu luăm deloc piciorul de pe pedala respectării măsurilor. De la mască și spălat pe mâini, până la distanțarea asta fizică acolo în locuri aglomerate și, evident, susținerea vaccinării. Spunea și de profesori. Păi și la noi în primărie, când am făcut prima strigare, câți am dorit să se vaccineze, au fost... 33%. După ce am discutat aproape o săptămână, am crescut procentul la 70%. Oamenii au avut nevoie de informații, nu ați răspuns la telefon, sunt în direct mai încolo, Fredin. Când au văzut mai multe lucruri, au înțeles și am discutat față în față, cinstit, adică față în față în sistemul ăsta online, că ședințele așa le face, în maniera asta online, oamenii evident că au optat pentru vaccinare într-un număr mult mai mare. Deci de la un 33% a fost prima strigare, am ajuns la 70% oamenilor din toate structurile pe care primăria le are în subordine și care doresc să se... Pe de altă parte, domnule Boc, se plâng unele cadre din învățământ că, deși au centru de vaccinare în școală, a fost programat cine știe pe unde, la doamna Cojocară spunea undeva pe la Alești sau... Astea trebuie discutate cu... Comitetul Județean în situații de urgență să sesizeze aceste lucruri acolo, pentru că ei la rândul lor transmit național. Aceste lucruri se fac în sistem național, nu în sistem local. Și pentru că dacă la început noi, de exemplu, ne gândeam să facem exact ca la vot, fiecare stradă să fie aruncat la un centru și fiecare să fie acolo. S-a renunțat la concepția aceasta și vedeți că se pot programa inclusiv într-o altă localitate pentru vaccinare. Probabil că ideea de a lăsa oamenii să-și aleagă cât mai bine cu putință locul de vaccinare a fost decizia pe care ei au împărtășit-o. Bun, eu sunt convins că lucrurile încet, dar sigur, intră pe un făgaș normal de derulare a procesului de vaccinare. Eu personal am încredere în vaccin pentru că am încredere în Uniunea Europeană. Am încredere în Uniunea Europeană pentru că ei nu autorizează decât ceea ce este la cel mai înalt standard pentru protecția sănătății. Nu sunt doctor, dar știu cum funcționează mecanismele din Uniunea Europeană. Știu ce înseamnă Agenția Europeană a Medicamentului, știu ce proceduri riguroase sunt acolo pentru ca ceva să fie aprobat. Deci eu din această perspectivă am convingerea că iau o decizie corectă pentru mine, pentru familia mea, pentru locurile de muncă ale prietenilor, ale cugenilor, pentru sănătatea fiecăruia dintre noi, pentru că, repet, eu subliniez în fiecare zi
mă preocupă în egală măsură ca și partea de sănătate și veniturile și locurile de muncă ale românilor. Bun. Văd că se adâncește sărăcia, văd că scap veniturile, văd că oamenii au dificultăți tot mai mari, văd că este tot mai mare riscul de pierdere a lucrurilor de muncă, văd că se creează greu locuri de muncă. Ori dacă nu oprim pandemia asta, lucrurile se vor agrava. Și atenție, nu vor fi afectația aia mai grăsuți în primul rând. Că mai au din 100 din ce trei. Vor fi atât tot oamenii care sunt mai săraci și mai, mai vulnerabili. De apelul meu este, haideți să fim solidari în acest moment, pentru că ne sprijinim nu numai pe noi, dar și pe cei care astăzi o duc mai greu în treaba noastră. Și cu chestia cu școlii am răspuns și doamne Adela Magda. Trecem pe probleme de administrație. În urmă cu nu mă las tot ce vii la bios. S-a întâmplat un eveniment la sfârșitul acestei săptămâni extrem de tragic pentru comunitatea religioasă clujană. A fost decesul preasfinției sale Fihelmeanu, un om de o rară calitate, hai să spun, umană, de asemenea un cunoscător al tuturor aspecturilor legate de viața creștină, un om atât de sufletist și de implicat în comunitatea noastră, cu care am dezvoltat foarte multe proiecte comunitare. Gândiți-vă la proiectul legat de o masă pentru cei care nu au unde să mănânce, alături de proiectul O Masă Caldă, care este altceva, dar și ei la fel, proiectul pentru hainele prin care le donai bisericii, după care ei se întorceau și ofereau un loc de cazare persoanelor fără adăpost, sau proiectul care vizează parkingul din Piața Cipariu sub esplanada care va fi a catedralei. Foarte multe proiecte de suflet pentru că mine de bătrâni și pentru implicare reală în viața comunității. Dumnezeu este o pierdere fără precedent. Și aici am vrut să mai spun un lucru. Ne-a stat o moștenire spirituală. Întâmplător am apucat să citesc ce spunea Cristian Pastoral Adeanu Nou, episcopul cu Fihelmeanu. Și zicea așa: cu toții dorim să ne construim mântuirea sufletească și fericirea veșnică. Cu toții vrem să ajungem la mai bine. Dar acest lucru îl decidem aici. Și avea și o frază care m-a impresionat. Totul se joacă aici pe pământ. Adică dacă vrei să ai mântuire veșnică și viață sufletească și viață în rai, cum s-ar spune în limbajul nostru popular, fă fapte bune aici pe pământ. Că aici faci ceea ce vei da socoteală mai încolo. Nu e un lucru nou, dar spus foarte, foarte plastic, aici ne jucăm viața noastră veșnică. Și de aceea ideea de a face un bine în fiecare zi, de a ajuta pe în fiecare zi, de a fi solidar în fiecare zi, de a face lucruri dezinteresat în bine. Pentru că binele trebuie să-l faci dezinteresat. Aia care fac doar pentru avantaje de un fel sau altul pentru moment, și aia e bine. Dar oricum, valoarea supremă este asta, să faci un bine dezinteresat în fiecare zi. Da, păi până la urmă, domnul Boc, raiul sau iadul sunt aici pe pământ. Noi ne facem viața un rai sau un iad. Aici pregătim, înșine sau unii la alții. Da, gândiți-vă că totul se joacă aici pe pământ. De-aia mi-a plăcut și încă o dată așa, credincioșilor greco-catolici, încă o dată, și tuturor. Compasiune și Dumnezeu să-l ierte. Mulțumesc că mi-ați permis să spun aceste lucruri. Domnul să-l ierte. Mergem mai departe. În urmă, fix cu o săptămână, la Radio Gherila, fiind prezent într-o emisiune al colegului Mihai Dobrovolski, premierul Câțu spunea un lucru care vizează administrațiile locale. Alocarea banilor pentru localități se va face în funcție de schemele de angajare, plecând și motivându-și afirmația prin faptul că sunt foarte multe localități, adică administrații locale, care nu-și pot plăti nici măcar salariile. Este exact lucrul pe care Asociația Municipiilor din România, pe care o reprezint, a spus în primul moment al noii structuri de conducere. Susținem o reformă serioasă, profesionistă, în administrația publică locală și o reformă administrativ-teritorială a țării. Adică ce înseamnă asta? Este adevărat ce a spus premierul Câțu. Sunt foarte, foarte multe unități administrativ-teritoriale în România care din banii pe care încasează din impozite și taxe nu își pot acoperi cheltuielile de funcționare elementară. Plata salariilor, aprinsul luminii, stinsul luminii, iluminatul public, cu alte cuvinte, și atunci, evident, sunt dependență, ceară bani la guvern, la Consiliul Județean,
și să întrețină acel clientelism politic de care atât vorbim, să treacă primarii de la un partid la altul, în funcție de cine e la putere. Lucrurile acestea, în primul rând, trebuie curmate, pentru că asemenea comunități nu se pot dezvolta. Păi de unde să mai ce să facă trotuarul, să facă drumul, să pună asfalt, să dezvolte turismul, dacă nu are bani în comuna aia, nici măcar să plătească iluminatul public. Repet, nu vreau să fie considerat, Doamne ferește, un reproș la adresa primarilor care gospodăresc asemenea primării. Ei săraci își fac datoria greu, foarte greu, este în cei mai vitregiți în vremurile tale ale administrației, pentru că o cea mai dificilă situație nu e vina lor că așa s-au făcut în decursul timpului reforma administrativă și s-au tot ajuns încât aici am ajuns la fundul. Păi noi și după Revoluție, domnul Boc, am făcut comune noi, am înființat comune noi. Este adevărat acest lucru, repet, au fost făcute cu bună credință, dar așa cum polonezii, după ce au trecut de la comunism la economie de piață, la democrație, au făcut două reforme administrative ale țării și din 46 de voivodate, care sunt oarecum echivalentul județelor mai mari la ei, au ajuns la 33 și mai la 16, tocmai ca să fie funcționale. Când faci o investiție de canalizare, păi să fii sigur că aia merge pe o distanță de 100 de kilometri, nu se oprește la poarta kilometrului 5, că trece în cealaltă comună și acolo aia n-au bani să continue proiectul și așa mai departe. Adică, de asemenea, ca să poți face proiecte care să aducă bani de la Uniunea Europeană, trebuie să ai minim 800.000 de locuitori ca și județ sau ca voievoda, cum le-i numi. Dar nu numai Suceava are peste 800.000 de locuitori încât să facă față acestei cerințe cum se cere la Uniunea Europeană, ca să nu mai mergi pe la București cu Jalba în Protap. Dar sunteți dumneavoastră sigur că nu se dorește să se ajungă pe la București taman cu Jalba în Proțap, ca să nu mai spun Țlănină și Pălinga? Bun, eu spun că lumea s-a schimbat. Eu spun că eu înțeleg că unele lucruri nu pot fi făcute pentru că nu sunt pregătite lumea. Trebuie să niște etape. Asta e viața asta, nu se pot face peste noapte. Dar acum cred că aceste lucruri sunt copte, cum se spune la noi, dar dacă nu le facem, cu toții vedem că ne trag în jos. Asta înseamnă reformă administrativ-teritorială. Oricum am întors. Și asta trebuie să fie făcută, vă spun cu toată sinceritatea, și un guvern trebuie să-și asume acest lucru. Aici trebuie modificată Constituția. Să ne înțelegem. Ca să faci comprimarea județelor sau a comunelor, nu trebuie revizuirea Constituției. Constituția trebuie modificată dacă vrei să introduci regiunea cu tipul juridic, așa cum e județul. Dar se poate. Dar regiuni de dezvoltare se poate? Fără să modifici? Se poate, deci se pot face două lucruri. În primul lucru, să unești mai multe comune din astea care nu au bani să-și întrețină funcționarea, le poți comasa foarte simplu, fără să revizezi Constituția. Nu e nicio problemă. Și asta e primul pas care putea fi făcut. Și asta din start ai salvat. Dar înseamnă că dispar niște posturi de primari, viceprimari, da, consilieri. Dispar de la legile din 2024. Primarii, corect. Primarii își duc mandatul în continuare, primăria funcționează în continuare, dar știi că în 2024 acolo e o singură comună și numai trei sau două, sau cum o să fie. Și deja pregătim viitorul altfel. Dar dacă nu facem de acum și tot perpetuăm această stare, va fi mult mai complicat să fim o țară funcțională administrativ. Pentru că dacă nu facem aceste reforme, până la urmă, noi pierdem fiecare cetățean prin birocrația excesivă pe care o avem în continuare, prin faptul că nu se corelează proiectele, prin faptul că nu putem atrage fonduri consistente și prin, evident, prin cheltuielile de administrație, că una e să ai trei primari cu trei consilii locale, cu trei structuri de... Cu trei viceprimari. Cu trei, da, să ai una singură. Gândiți-vă și de acolo, dar nu neapărat doar pe acest criteriu, mai exact pe elemente mult mai largi de funcționalitate. La fel am discutat cu premierul marți să facem o lege a zonelor metropolitane, adică a orașelor mari care au în preajmă comune în plină dezvoltare și care sunt în legătură directă cu municipiul reședință de județ. Facem o lege în care să stabilim juridic obligativitatea să se creeze un plan urbanistic general pentru întreaga zonă metropolitană care să fie obligatoriu de respectat. Noi acum am decis aici la nivelul zonei noastre metropolitane, prin bună înțelegere cu primarii, să respectăm tot în esens aceleași principii, dar asta pentru că ne înțelegem noi, nu că ne obligă cineva prin lege. Dar în cazul ce s-a întâmplat în toată țara, nu numai la Cluj, cum e Florești, de exemplu, da? Aceste lucruri, dacă nu se pun în ordine acum să se stopeze, iarăși din nou va fi prea târziu mâine, pentru că se vor crea aglomerări
urbane în preajma municipiilor care vor compromite calitatea vieții și în comunele din preajmă și în orașe. Dacă nu se va, dacă nu va fi cap și coadă, adică nu se face decât dacă ai școală, creșe, grădinițe, drumuri asfaltate, arterele să aibă portabilitate, să poată duce atât trafic cât se dezvoltă acolo, să aibă elemente. Și cum vă gândiți? Să înaintați un proiect de lege? Da, noi ne-am consultat cu premierul și Asociația Municipiilor împreună cu reprezentanții Guvernului vor duca împreună la un proiect de lege pe care îl vor trimite la Parlament. Sperăm să avem susținerea întregului spectru politic, pentru că aici e vorba de toată țara și primarii din toate partidele politice și primari din preajma municipiilor și primari de municipiu și toți sunt interesați. Încă o dată, nu se dorește ca să se extindă prerogativele primarilor municipii reședință de județ. Dacă toată problema se spune în ecuația, vrea poc mai multe puteri, poate de Florești, s-a închis discuția. Nu, așa ceva nu este în atenția noastră. În atenția noastră este să fim obligați prin lege să facem un plan de dezvoltare comună. Și să stăm acolo, să negociem, să discutăm. Păi da, vedeți, domnul primar, de acolo înseamnă, oamenilor le este frică să schimbă nivelul taxelor. Nu, aia nu intervenim, n-am pomenit cuvântul taxă, n-am pomenit. Nu mai pot ține purcei prin o gradă. Rămânem în competența locală, acolo rămâne să stabilească. Noi vrem pe chestii de transport public. Păi nu suntem printre puțini în România care, corect, de exemplu, asigurăm transportul și pentru Florești, acum și pentru Gilău și pentru Baci și pentru Vahida, că nu interesează situația, nu obliga nimeni, dar ne-am gândit la oamenii din zonă. Deci, serviciile astea fundamentale, care repede au graniță, omul stă în Florești sau în Cluj, e același lucru, pentru că toți suntem legați unii de alții. O creșe, toți vin cu copiii la creșe în Cluj, pentru că nu sunt locuri acolo și, bineînțeles, unul sunt locuri în creșe în Cluj, Napoca. Păi, bineînțeles, când ai o creșe de 10 ori a populației Floreștiului lângă tine în 10 ani, evident că, la un moment dat, infrastructura din Cluj nu mai poate face față, dar trebuie să te gândești, bă, acolo se face, cu școală, creșe, grădiniță. Și am văzut pe nou primar, pe domnul primar, extrem de preocupat că aceste lucruri se reducă la un nivel superior față de primarul anterior, care și el a început, a făcut cât a putut. Dar acum cred că lucrurile vor merge și mai bine în direcția aceasta, pentru că în continuare ne coroborăm. Bun, mergem mai departe. Strada Cogălnicianu, o luăm de la început. Bun, asta e viața. Dacă eu nu pot să trec peste licitațiile stabilite de Comisia de Licitații, dacă a descalificat firma diferit care a participat... Acum de-au descalificat totuși diferitul care prinsese toate lucrările posibile și imposibile. Eu le-am spus, unde e legea, nu-i tocmeală. La mine toată lumea e egală în fața legii. Dacă ești bun și îți faci datoria, bravo, nu ești bun, nu-ți faci datoria, nu, la revedere. Deci, pentru mine, acest lucru este valabil și l-am transmis tuturor comisiilor de licitație. Eu nu sunt membru în aceste comisii, dar principiile le-am spus. Atenție, vreau doar calitate și vreau să fie respectată legea. Dacă aceste lucruri sunt, e indiferent cine sunt cei care vin. Și dacă vin ori de unde ar fi, din Uniunea Europeană sau din România, dacă îmi respectă condițiile de calitate și de lege, sunt foarte, foarte mulțumit. Dacă nu, evident, de la lista rușinii până la penalități, toate instrumentele le utilizez. Revitalizarea zonei Expo Transilvania, aia înseamnă ce? Aia înseamnă parc și nu blocuri. Asta s-a dorit acolo, să facă blocuri de 10 etaje în locul parcului. Acolo va fi un parc cu destinație sportivă, la capăt, acolo în zona Ira, va fi și un parking amenajat, se vor amenaja și străzile din preajmă, și vom avea o expropiere a unei parcare aia din Expo Transilvania, că nu e noastră primărie, este privat, o vom expropria ca să facem în continuare parc acolo. Intră în acest proiect și pavilioanele Expo? Pavilioanele Expo nu sunt ale noastre, terenul este al nostru. Pavilioanele sunt ale societății Expo Transilvania, da. Da, ei, dacă se vor moderniza, foarte bine, e treaba lor. Ale sunt ale lor, noi nu avem interferență cu ele, dar terenul aparține primăriei și vom face parc acolo, pentru că oamenii așteaptă, cei din Mărăș și o oază cât mai aproape de blocurile respective. Eu mă bucur că în final am reușit să câștig toate bătăliile astea crunte administrative, ca acolo să se facă parc și nu blocul. N-a fost ușor. De 5-6 ani m-am tot bătut pentru această temă. Dacă să nu vorbesc de fapt, e de 10 ani toată bătălia asta, blocuri contra parc. Până acum am câștigat și eu mă bucur că în instanțele clujene se gândește, se respiră în sensul legii viziunea despre oraș. Adică ceea ce gândesc experții nu se lovește de un zid juridic, pentru că știi că drumul spre Adi Pava cu intenții bune. M-am bucurat să văd de fiecare dată... Unde vreți să mutați? Unde vă gândiți să mutați OSER-ul?
O să rămâi acolo. Mă rog, târgul acela care e concurența, să spunem, Auser. Aici sunt chestiuni pe care le gândim în afara orașului, pentru că nu pot să organizez în mijlocul unei comunități urbane mari activități care să pună în dificultate. Nici unde Auser acum nu-i probabil. Nici acolo nu este soluția pe termen lung. Acolo este o soluție pe termen scurt, dar soluția pe termen lung este de a găsi în afara orașului o locație decente, civilizate, pentru că toată lumea există asemenea locuri. Trebuie să există. Oamenii au nevoie să-și poată desface produsele, oamenii au nevoie să găsească produse mai ieftine. Eu sunt total susținător al acestor elemente, că fac parte din viața noastră. Nu toți avem banii să ne cumpărăm din mall. De ce vrea? Toți avem nevoie de aceste lucruri pentru toată lumea, dar cu respectarea, repet, și a celor care lucrez acolo, să nu le faci viața un calvar, un infern. Pentru că, într-adevăr, știu, sunt anumite zone unde viața sâmbătă duminică e un infern pentru mulți dintre clujeni. Dar trebuie să ne gândim și la acest aspect pe care trebuie să rezumăm, după cum, repet, trebuie să ne gândim și la posibilitatea oamenilor de a avea unde să distribuie, să vândă și alții să aibă de unde să cumpere, după toate buzunarele, după toate nivelele, pentru că în lumea asta e, nu toți au aceleași facilități. Tăierea copacilor din HD și construirea unui cămin. Studenții spun da, o parte din clujeni din zonă spun ba. Ce se va întâmpla? Dezbatem, analizăm, discutăm. Asta e frumos. Mie place democrația aceasta și confruntarea de idei, confruntarea de păreri, de opinii, de a cumpăni. Asta e democrația. Asta e diferența de democrație și dictatură. Dictatura nu mai întreba nimeni pe nimeni nimic. Ce te trezea? Vedea Ceaușescu dărea cu mâna în dreapta, dispărea un sat sau o comună. Nu. Acum, totul se discută. E în etapa de consultare publică, se vor organiza dezbateri dacă se va solicita, va fi după aceea dezbatere în Consiliul Local când proiectul va ajunge pe masa consilierilor, se vor cumpăni toate argumentele în calcul. Și, evident, cu înțelepciune și până la urmă prin vot, că așa e în democrație, se va tranșa subiectul respectiv. Pentru că depinde de ce parte te spui și care are dreptatea lui. Și atunci trebuie să cumpănim această dezvoltare echilibrată a orașului. Repet, și mediul universitar are dreptatea lui pentru că este motorul principal de dezvoltare a orașului și studenții au dreptatea lor pentru că nu pot să suporte prețul chiriilor foarte ridicat din Cluj și riscăm să afectăm mediul universitar și atunci, evident, susținerea dimensiunii universitare este importantă. Susținerea dimensiunii de mediu este la fel de importantă cu găsirea echilibrului necesar pentru a proteja mediul și tot ce înseamnă faptului nepoluant, de acord? Toată lumea are dreptate într-un fel... Constituirea unui fond de rulmen la primărie, aia înseamnă ce? Înseamnă următorul lucru, că noi am avut ocazia, că dacă nu era bai, alo? M-a auzit, da? Da. Avem ocazia să avem o sumă de bani din care să plătim proiectele europene, fără să luăm bani de la sănătate, de la educație, de la cultură, de la drumuri, de la spații verzi. Pentru că banii ai primim înapoi, dar pe proiectele europene vreau să știți că prima dată noi plătim. De exemplu, cumperi autobuze electrice, 40 autobuze, prima dată noi le plătim. După aceea facem factura, facem formele, facem toate și ni se returnează banii de la Uniunea Europeană. Deci vreau să știți că noi anul trecut am primit de la Uniunea Europeană din abuță 202 milioane de lei. La 202 milioane de lei, asta ce înseamnă? Mai mult, aproape 50 de milioane de euro. Da? Am primit banii ăștia în urma faptului că noi am plătit în prealabil. Și atunci, fondul acesta care se numește excedent bugetar, este de fapt utilizat doar ca să plătesc, ca după aceea să primești înapoi, să-l menții în continuare funcțional. Pentru că așa cum avem Madurele Somescu, s-a dat cu Gălicianu, s-a dat 21 decembrie, Pădurea Clujenilor, achizițiile de tramvaie și autobuze în continuare, multe proiecte din fonduri europene unde prima dată noi plătim, după care ne rambursăm bani. Deci numai primăriile care sunt serioase și eficiente pot să aibă un asemenea fond. Alții se chinu, iau bani din altă parte, repun și nu pot să lase bani. Gândiți-vă, dacă noi am fi luat 167 de milioane de lei de la spații verzi, de la salubritate, de la creșă, de la bursele elevilor, ar fi însemnat să diminuăm de acolo sumele, și să aibă burse mai mici, să aibă spații verzi. Deci este un lucru bun că avem acest excedent bugetar, ca să se numește, care ne permite
să asigurăm rularea banilor europeni. Bun. Fără să fie afectate celelalte instituții ale tinerii. Despre asta e vorba. Doamna Liana ne întreabă, sau vă întreabă mai exact, la blocurile OSER de pe strada Timișului, dacă aveți în proiect să faceți și niște parcări. Păi ele au parcări acolo, că s-au făcut cu parcări. Dacă mai există alt spațiu să faci spațiile suplimentare, că alea s-au făcut, s-au făcut cu numărul de locuri de parcări prevăzute de lege. Și că te vorbeam de parcări, cresc tarifele. Nu vă este frică că o să rămână parcările goale? Sunt cu rata inflației. Nu sunt creșteri care să pună în pericol. E adevărat că pe zona ultra-ultra-centrală, din dorința de a avea locuri libere de parcare, să vină cineva să dăm seama în ce strategia pentru bani de o țigară. Și atunci s-a dorit să fie un pic tariful mai ridicat de zona centrală, pentru că dacă vin în zona centrală, să fie un scop. Să poți lăsa mașina o oră, două, așa, să plătești. Dar dacă stai mai ca mult... Ca să stai de dimineață până seara la terasă, da. De când veneau băieții la terasă, să stau mersoanele sau alte lucruri și doreau în cot. Nu se poate chiar asta. Nici în lume nu se face zona ultra centrală să fii să-ți dați mașina și tu să te duci pe plostă. Nu. Și atunci, în zona centrală, se găsesc locuri tot timpul. Acum, da, treia e o problemă în centru, când te duci eu la ANAP, să te duci la finanțe, la tribunal, la alte servicii. Și fiind pe final de emisiune, domnule Boc, vă rog, discutăm cu primarul Clujului astăzi și eventual cu viitorul președinte al PNL? Viitorul președinte al Asociației de Bloc sau de proprietari sau de scară, pentru că se eliberează poziție la mine la scară că se mută din bloc un om extrem de performant care e președintele scării de bloc și acolo e cea mai grea funcție de obținut, să țineți minte, de la mine. Nici aia de președinte a României, nici de primar, nici mai grea de obținut de funcția de președinte sau președinte de PNL decât asta de președinte de scară de bloc, pentru că acolo te cunoști pe ce ori vii acasă, ce faci, cum îți plătești taxele, cum îți curezi zăpada, cum... Deci o să-i cunosc acolo, nu uite lumea postul așa numai pe... Nu-i compatibilă cu cea de președinte PNL, din câte mi-a spus. Din câte v-am spus, mă interesează Clujul. Mă interesează ca și la Cluj să avem ce mai... Am văzut și m-am bucurat să văd iarăși Clujul în primele 20 de orașe din Europa în materie de calitatea vieții. Încet, dar sigur, ne consolidăm un brand datorită oamenilor de aici. Și pe mine ce mă interesează, că împreună cu acești oameni minunați de la Cluj, ne facem o viață mai bună în fiecare zi, muncim fiecare pe domeniul nostru și dându-ne silința în fiecare zi să meargă treaba mai bine. Asta e, restul, le-am văzut. Dar totuși, ce se întâmplă acolo la nivel de PNL? Că sigur sunteți informat. M-am informat, sunt. Asta nu înseamnă că trebuie să discut cu viața în public, așa, la șuietă, tot ce e în familie. Ca și în familie, mai ce în familie, în familie. Știți povestea, what happened in Vegas, stay in Vegas. Cam așa e și pe aici, ce e de discutat, e de discutat în interiorul partidului, sunt momente de bilanț și de sinteză, când spui ce ai făcut și ce vrei să faci, și acolo le vom discuta în interiorul... În orice caz, ceva supărări există și la dumneavoastră, Rareș, prietenul Rareș Bogdan este supărat. Dar... Nu, să te dea una, să fiți bucuros în viață, nu mai vezi supărare. Ba da, mai am, în viață. Mai am, supărare. Recunosc. Nu e nicio problemă, supărarea, ok, o toată treaba, o spui, dar nu fi în fiecare zi. O spui, păi, rezolvi acolo unde e momentul și cadrul respectiv. Păi, PNL e un partid, repet, puternic, un partid care are viață dinamică, viață democratică, e un partid viu și asta e bine. Totul este ca să fie, cum să zice, o măsură în toate, o limită și o măsură în toate. Și atunci lucrurile pot merge bine. Faptul că este un partid viu, democratic, asta nu e un lucru rău. Faptul că dacă s-ar menține doar disputa despre asta în loc să ne preocupe cum poți să faci o viață mai bună pentru oameni, sau cum se numește în termenii ăștia politologii, să ai performanță în actul de guvernare, și de fapt performanță în actul de guvernare ce înseamnă? Că oamenii se ducă mai bine. De la slujbe și salarii până la calitatea vieții, educație și sănătate. Despre asta trebuie să vorbim și acolo să facem diferența. Și atunci și noi în PNR vom duce mai bine, dacă oamenii vor duce mai bine. Dacă nu, degeaba să noi să povestim între noi una sau alta, că nu avem ce... Ajungem să împărțim praful de pe topă. Deci important este să ducă oamenii mai bine dintr-un act de guvernare eficient și performant, că atunci va fi bine pentru toată lumea. Da, supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine. Este o... Ia, nici chiar așa, nici chiar așa. Așa mai vine. Mai de... Bun, trebuie să, din păcate, trebuie să ne oprim aici. Vom continua. Multe mai am să vă întreb, dar... Mai este o zi, peste o săptămână, joia viitoare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Stați sănătoși și respectăm regulile și scăpăm încet, dar sigur, de pandemia asta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult, zi frumoasă. Dragi prieteni, ne oprim aici. Sunt Lucian Danciu. Zi faină.
Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu.